A treia ediție a proiectului teatral Dunărean a debutat ieri la Ruse. Vedeta zilei a fost piesa românească N-aveți un mor de vânzare, care a ridicat sala în picioare. Proiectul Dunărean este un parteneriat între teatrele din Giurgiu și Ruse și și-a propus punerea în scenă de piese românești cu regizor român, dar actori bulgari, apoi montarea unor piese scrise de autori bulgari cu regizor bulgar și actori români. Fiecare piesă este jucată în ambele localități și este subtitrată atunci când se joacă pentru spectatorii de altă limbă decât cea a actorilor. В рамките на близо 3 години, аз не го казвам това, ние минахме моста с театралната култура и направихме едни много добри връзки между българската и румънската театрална култура. În decurs de 3 ani, eu întotdeauna repet acest lucru, nu am trecut peste pot cu cultura teatrală bulgară și română, s-au creat niște relații foarte trainice. Mă bucur mult că acest proiect Dunărean, unic și în România și în Bulgaria, proiect Dunărean Giurgiu Ruse, este la a treia ediție. Am debutat acum 3 ani cu acel dublu text, Conul Leonida, fază cu reacțiunea, în română și bulgară, în acea seară pe aceeași scenă, în două limbi străine, în două variante regizorale. A urmat cu De când te aștept, piesa lui Orlin Diacob, montată de Vlad Stănescu la Giurgiu, cu Ion Haiduc în rol principal, Cristi Iacob, și Bujlamaua de la etajul 13, montată aici, făcută musical, adică o montare, una dintre cele 9 montări, fiind musical, singurul musical. Astă seara a fost a treia ediție, varianta bulgară, pentru că pe 7 mai și la Giurgiu se va da varianta românească, aceleași piese, numai că piesa teatrului Sava Ognanov din Rusia va avea subtitrare în limba română. Un proiect, cred eu, reușit, am mai avut și cu Silistra un parteneriat, Giurgiu Silistra, Teatru de Păpuși, Făt Frumos și Prințesa Bulgară. Mai sunt două proiecte, deocamdată nu-mi place să vorbesc decât ceea ce s-a realizat 100%. E un proiect reușit, e un proiect care sper că la Giurgiu să aducă și lume și personalități de la București. În debutul celei de-a treia ediție a proiectului teatral Dunărean s-a jucat drama 46 de pași, scrisă și regizată de Orlin Diacov și interpretată de actori români. Izvor de pasiune. Nimfele, văzându-l pe zeul adormit, în tufișurile din apropiere s-au pitit. Te rog să te referi la rolul pe care l-ai jucat în 46 de pași și dacă cât de mult ți-a plăcut și dacă ai simțit că te pune în valoare. Da, este vorba despre rolul Pierre din piesa 46 de pași, un rol care îmi place foarte, foarte mult ca întreg spectacol, de altfel pentru că vorbește despre profesia noastră, despre meseria noastră, despre arta noastră, și poate să le dea oamenilor așa un indiciu, două despre bucătăria interioară a unui actor. Este vorba mai mult despre teatru sau despre viața aici? Cred că în egală măsură. Cred că în egală măsură este vorba despre teatru și despre viață. Când teatru se inspiră din viață, cum ar putea fi cele două separate? Aceeași întrebare și pentru tine, te rog. Da. Personajul este... Mai puțin vorbitor. Da, da, corect. Am o singură replică. Da. Este foarte, foarte interesant, complex și a fost, pot să zic, greu de jucat. E foarte... Cred că mă pune în valoare, da. Adică am avut de lucrat mai mult cu... cum să zic? Cu mimica. Exact, exact, da. Mi s-a părut un personaj și mi se pare în continuare un personaj foarte interesant și profund și foarte frumos. Toate rolurile te pun în valoare, depinde cât de mult vrei tu să
scoți din el. Dar cu siguranță da. Ai simțit că ți-a reușit rolul? Să zic subiectiv, se putea mai bine. Obiectiv, întrebăm publicul. Ai jucat și la Giurgiu și la, în Bulgaria. Unde te simți mai bine și unde ți-a ieșit mai bine? Nu știu dacă e o întrebare, ciudată. În primul rând e diferit, pentru că joci pentru niște oameni care nu înțeleg limba și ești subtitrat. Te simți mai bine înțeles sau te simți mai bine neînțeles? Este o altă experiență, trebuie să transmiți mai multă emoție decât cuvânt. E ciudat, e o experiență nouă, e altceva. Cu toate astea, repet întrebarea, unde te-ai simțit mai bine, la Giurgiu sau aici? M-am simțit bine și la Giurgiu și aici, pentru că sunt două experiențe diferite și două simțiri diferite. Nu pot să compar, sunt două experiențe total diferite, dar pot să spun că publicul de aici este foarte receptiv. Sala am simțit-o foarte caldă, plină de energie. Un lucru bun. Mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut. Da, și mie mi-a plăcut foarte mult ambele spectacole. Este o dovadă a faptului că, cum spun eu, actul teatral făcut cu drag și cu pasiune poate să spargă barierele lingvistice în cazul de față, pentru că emoțional vorbind, oamenii simt cam la fel peste tot, indiferent de mediul geografic. Dar faptul că nu înțeleg strict cuvintele, asta este la urma urmei un amănunt, pentru că emoția transpare și dincolo de cuvinte. Care este morala acestei piese? Bych pomolil автора на пьесы 46 крачки, кое посланието, коя поуката на тази пьеса? Посланието е, че трябва да бъдем много внимателни с талантливите хора, които са около нас. И въпреки, че те понякога са малко по-неразбираеми, малко по-различни, трябва да се грижим и да ги пазим. Да. Морала este că trebuie să fim foarte atenți cu oamenii talentați care sunt în jurul nostru și chiar dacă câteodată nu înțelegem destul de bine, totuși trebuie să avem foarte multă grijă de ei și să-i păzim, să-i păstrăm. Morala nu este valabilă și pentru oamenii normali, oamenii simpli care se irosesc degeaba? Ne-i два послания и невъжили за обикновените хора, които полагат много пъти на празни усилия. Да. Работейки върху текста, ние се опитахме да излезем от така наречената театрална кухня и да отидем малко по... идеята да е по-всеобхватна, за да може обикновеният човек да усети същото, което усеща един актьор, който е в това състояние. Всеки ден обикновените хора се сблъскват с посредствеността, всеки ден някъде бива убиван един талант. Da, noi lucrând asupra piesei am încercat să ieșim din, să zicem așa, bucătăria teatrală, să mesajul nostru să ajungă și la omul obișnuit, care în fiecare zi se lovește de greutăți, are probleme și în fiecare zi este omorât un talent. Aș vrea să-l mai întreb pe autor cum i s-a părut punerea în scenă și mai ales jocul actorilor români. Как се стори на автора играта на артистите и тяхното присъствие на сцената? И тримата актьори, с които работих, са прекрасни, изключително талантливи млади хора и аз мисля, че те са в бъдещето на румънския театър. Четири актьори са деосебите талентаци. Я съм абсолют конвинс, као un viitor foarte mare în театрul român. Nu aș vrea un răspuns așa simplu, ci unul sincer. Întrebarea se referă la lui. Ce este mai important în realizarea unei piese de teatru? Ceea ce scrie dramaturgul, ceea ce face regizorul sau ceea ce joacă actorii? Nu mă interesează de vopros. И се разчита на искрен отговор. Кое е по-важно в театъра? Това, което е написал драматурга, това, което прави режисера или това, което играят актьорите? Най-важното е това, което е написал драматурга. Cel mai important este ceea ce a scris dramaturgul. Всичко останало е следствие на добрия текст, на добрата пиеса,
Добрият текст, добрата пиеса трудно може да бъде унищожена. Тя винаги бъква, излиза над, дори над недобрата режисура и недобрата игра. Totul ține de text. Textul este foarte important. Chiar dacă regia sau jocul actorilor nu este atât de bună sau atât de puternic, textul bun răzbate la suprafață. Când apare o ruptură în teatru, între teatru și public, cine este cel mai mult de vină? Teatrul sau publicul? Cu gâtul năstupit din razrif. Este teatrul publicată. Care povinove? Teatrul sau publicată? Разбира се, театър. Публиката винаги е невинна. Публиката влиза... Зрителят влиза като дете и очаква да го зарадваме по някакъв начин. Ако това не се случи, вината е изцяло наша. Да, bineînțeles, театру. Publicul este nevinovat. Publicul este ca un copil care intră în sală, așteaptă să primească niște daruri, bucurii și dacă noi nu reușim să facem acest lucru, bine este a noastră. Proiectul a continuat cu piesa Nu aveți un mor de vânzare, scrisă de Mircea Meionescu și regizată de către Cristian Ioan, piesă în interpretarea actorilor de la Teatrul din Ruse și aplaudată la scenă deschisă. Ați consultat cu domnul Mircea Meionescu cu privire la punerea în scenă a piesei, că de regulă textierii, dramaturgii stau pe lângă regizor și sunt speriați că mai se taie de acolo. Mai... Da, 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 într-adevăr. L-am gonit cât am putut de lângă repetiții, că să nu... Știți ce se întâmplă? Dramaturgii am mai pățit-o. Că am pus în scenă destule piese în premieră, piese românești cu autori în viață și sunt foarte curioși, vin, e bine să vină direct la premieră, e cel mai bine, pentru că să aibă surpriza întreagă. Se pare că au și ei totuși dreptul să participe și să spună cuvântul, e doar textul lor, e copilul lor. Da, este textul lor, l-au scris, l-au pus într-o carte și cartea aia poate să o ia oricine și pe urmă să... E normal, un regizor trebuie să aibă și punctul lui de vedere asupra acelui text. Dacă până la urmă, ceea ce n-a fost cazul cu mine și cu Mircea, nu se înțeleg altceva, dar noi ne-am înțeles și așa că nu e nicio problemă. Cu privire la viziunea dumneavoastră regizorală, ați avut și altă variantă sau ați optat din prima pentru varianta aceasta? Am avut, numai că aici au fost niște probleme, dacă vreți, economice. Pentru că, la un moment dat, toate energiile astea care se reunesc pentru a pune în scenă un spectacol, începând cu piesa până la ultimele aplauze, depind de foarte multe lucruri. Și, după cum bine știți, există și o componentă administrativ-economică în ceea ce privește finanțarea unui proiect. Și... N-a fost foarte, foarte generoasă finanțarea din punctul meu de vedere, fiindcă aș fi vrut un alt fel de decor, ceva mult mai amplu și mai, cum să spun eu, care să funcționeze mecanic, dacă vreți, mult mai îngrozitor, ca o mașinărie de asta, că mi-ar fi plăcut să fac un spectacol de black comedy cu... cum ies din morminte, cu toate, dar nu se putea. Adică pentru asta trebuie bani mulți și nu i-am. Deci așa de complicat neapărat e stilul dumneavoastră să vă complicați? Mulți spun că adevărata artă înseamnă rezidă din a simplifica. Așa am văzut eu spectacolul. Nu cred că ne-am complicat. Dimpotrivă. Pentru că ceea ce se întâmplă în piesă este exact asta. Sunt niște cadavre care dispar din niște coșciuge. Și
Aia nu e o complicație, că încercam să le scot din... Deci nu, sigur că era mult mai interesant pentru public să facem o mașinărie întreagă pe scenă, dar era mai greu, era mai complicat, financiar. Ați rostit cuvântul public, cum vi s-a părut că a rezonat publicul din Bulgaria? Nu rău, dar întotdeauna publicul de premieră are un pic de reticență, așa. Așa se întâmplă peste tot, asta vă spun din experiența mea, destul de mare. La premieră, în general, există o oarecare rezervă. După aia, spectacolul își dă drumul, ca să spun așa. Cum vi s-a părut punerea în scenă a textului dumneavoastră? Da, e o punere în scenă foarte modernă, o punere în scenă care a surprins plăcut și pe actorii de aici, cu multă muzică, acel pianist care nu este în text, dar apare, cu mult balet, cu cei doi, să zic, două spirite, duhuri, care sunt creația regizorului, nu au text, ați văzut, doar dansează. O punere în scenă bună, am avut șansa unor actori de mare calibru, nu numai la ruse. Ivan Samokoviev, care a jucat Popa, este un cunoscut al teatrelor din Sofia. Căciu Stanev, care a jucat ministru, de asemenea este primar. Paznicul Lyubomir Kanev, încă un actor foarte bun, ca să nu mai vorbesc de prefectă. Mariana Krumova, cea mai bună actriță a teatrului din Rusia. Am avut această șansă, am avut și bucuria unui public care a înțeles și a înțeles în primul rând similitudinea problemelor politice ale Bulgariei, la fel ca și cele din România. Sigur, e o seară frumoasă, o seară frumoasă și văzând că afișele au anunțat seara teatrului bulgar și român, este realizată această seară numele României de Teatrul Tudor Vianu din Giurgiu. Un mare succes. Mă bucur.